Bine v-am regăsit la știrile serii, iată titlurile zilei. Liniștea locuitorilor unui bloc din cartierul Bărbăteni a municipiului Lupeni a fost tulburată de un incendiu produs din neatenție. Consiliul Județean Hunedoara a început distribuirea produselor alimentare alocate județului Hunedoara în cadrul planului anual european de furnizare a ajutoarelor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate. Numărul beneficiarilor la nivel de județ este de 45.484 de persoane. Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat au o nouă șansă să se înscrie la facultate. Astfel, luni, 9 septembrie, începe a doua sesiune de înscrieri la Universitatea Petroșani. Și acum știrile pe larg. Și a aprins o țigară, iar apoi a adormit. Ce a urmat a fost inevitabil. Un bărbat din municipiul Lupeni s-a aflat la un pas de a arde în propria locuință. Locatarii blocului 13 de pe Alea Trandafirilor din municipiul Lupeni au tras o sperietură zdravănă aseară în jurul orei 20:30, când au observat că de la parterul imobilului ieșea fum. La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției rutiere din localitate, pompierii, un echipaj smurt de la Garda de Intervenție Uricani, precum și reprezentanții ai Enel și Eon Gaz. Deși s-a vehiculat faptul că proprietarul locuinței ar fi amenințat că își dă foc, cauza producerii acestui eveniment a fost cu totul și cu totul alta. În cursul serii de ieri am fost solicitați în municipiul Lupeni pentru a interveni la stingerea unui incendiu la o garsonieră. Ne-am deplasat la fața locului cu un echipaj de apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Am ajuns la fața locului, am constatat că ardea o garsonieră. În urma incendiului a rezultat o victimă, proprietarul garsonierei, care a fost transportat la UPU Lupeni. S-a stabilit cauza producerii incendiului? Din primele cercetări, drept cauză a incendiului a fost proprietarul adormit cu o țigare aprinsă în mână. Aceasta a căzut pe obiecte combustibile care au generat un incendiu. Chiar dacă incendiul a fost lichidat la timp și nu s-au înregistrat pagube materiale semnificative, proprietarul garsonierei a fost transportat cu ambulanța la spital pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Se pare că de cele mai multe ori neatenția poate duce la producerea unor incidente nefericite, ce pot fi soldate și cu pierderi de vieți omenești. Săptămâna viitoare, Serviciul Public Local de Asistență Socială Petroșani va primi produsele alimentare de la Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate. La beneficiari, toate alimentele trebuie să fie distribuite până în martie 2014. Provizii de toamnă și iarnă de la Uniunea Europeană. Gospodinele pot începe să facă loc în cămară pentru alimentele de care se vor folosi după ce vor fi distribuite de către SPLAS. Anul acesta există câteva noutăți privind gama de produse livrate la alimentele cunoscute, adăugându-se conserve de carne de porc, zacuscă și miere. Cantitatea stabilită pentru fiecare persoană în parte este următoarea: 17 kg de făină, 9 kg de mălai, o pungă de paste făinoase, 5 litri de ulei, o conservă de roșii în suc propriu, 2 conserve de zacuscă, 3 conserve de carne de porc, un recipient de miere și 3 kg de zahăr. Consiliul Județean Hunedoara asigură distribuția acestor produse din depozitul propriu către primăriile din județ, conform unor grafice săptămânale pe măsura recepționărilor. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, susține că acest proiect este unul strict în folosul comunității și nu unul politic. Comunitatea Europeană, noi nu suntem altceva decât distribuitor în general, adică depozitul ANGRO, distribuim la primării și primării pe listele care le-au cu ajutor, cu asistanță socială care au dreptul la acest aliment, nu distribuie. Conform celor de la SPLAS, în primă fază va sosi cantitatea integrală de făină și ulei. Peste 3.000 de persoane din Petroșan vor beneficia de aceste tipuri de alimente, însă distribuirea se va face după data de 16 septembrie. Categoriile de persoane care vor primi alimente de bază sunt pensionarii cu pensii mici, persoanele cu handicap grav și accentuat, beneficiarii venitului minim garantat, șomerii indemnizați și neindemnizați. Ca și anul trecut, pachetele neridicate vor intra la redistribuire, iar cei care nu au reușit să prindă în prima tranșă, mai au o șansă la a doua. 12 dintre candidații care au susținut bacalaureatul de toamnă au reușit să promoveze examenul în urma contestațiilor. Promovabilitatea în județul Hunedoara a crescut astfel de la 17,78 la 18,52%.
În urma recorectării lucrărilor, alți 12 absolvenți au fost declarați admiși. Astfel, dacă înainte de contestații numărul promovaților era de 290, acum acesta a ajuns la 302. În aceste condiții și promovabilitatea a crescut de la 17,58% la 18,52%. Față de cei 290 de candidați care au promovat înainte de contestații, în momentul de față, la finalizarea celei de-a doua sesiune a bacalaureatului, avem un total de 302 elevi reușiți, astfel încât, la nivel de 10%, de promovabilitate a crescut la 18,52%. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, respectiv 127. Alți 101 candidați au cerut recorectarea lucrărilor la matematică. Au mai fost două contestații la istorie și 94 la proba la alegerea profilului. Pentru sesiunea din august a examenului de bacalaureat, în județul Hunedoara s-au înscris 2033 de candidați, dintre care 1631 s-au prezentat la probe. 8 candidați ai sesiunii de toamnă au fost eliminați de la examen pentru tentativă de fraudă. Au fost eliminați 8 elevi din cauze de fraudă sau tentativă de fraudă, urmând ca deciziile de eliminare să fie puse în aplicare. Elevii eliminați nu vor avea dreptul să mai susțină examenul de bacalaureat două sesiuni. Dacă se înscriu la facultate, din octombrie vor fi studenți. Acest lucru este valabil pentru tinerii din municipiul Petroșani și nu numai, care au șansa să urmeze cursurile Universității din Petroșani, dacă decid să se înscrie în această perioadă. Doar câteva zile, tinerii se pot înscrie la învățământul superior, deoarece începe a doua perioadă de înscrieri. Astfel, din 9 până pe 17 septembrie, absolvenții de liceu sunt așteptați să-și depună dosarele la Universitatea Petroșani. Universitatea a scos la concurs 200 de locuri la ciclul de licență și 150 de locuri la masterat. Universitatea vine cu o gamă variată de facultăți pentru doritori. Un astfel de caz este și facultatea de mine. Avem încă locuri, deci, la buget, fără taxă, 35 de locuri pe domeniul ingineriei industriale, la ingineria și managementul calității, inginerie și management în inginerie economică în construcție, o specializare nouă pe care o lansăm în acest an, care practic reunește calificări din domeniul ingineriei, managementul și al construcțiilor. Apoi avem 25 de locuri în domeniul mediului, ingineriei mediului, care deja este o specializare cunoscută, și valorificarea deșeurilor, care în actuala conjunctură economică sigur va avea un impact destul de bun. Și toate aceste specializări sunt specializări noi, respectiv au 4-5 ani de derulare, mai puțin ingineria mediului, și poate nu sunt bine cunoscute de tinerii absolvenți, însă în mod cert ele sunt o perspectivă și oferă o perspectivă pe piața muncii. În ultimii ani, interesul tinerilor privind studiile superioare a scăzut. România, acest lucru se resimte după anul 2010 și datorită reducerii numărului de absolvenți de liceu, practica natalității din anii 90, și de asemenea și pentru că piața muncii, din păcate, oferă puține oportunități pentru absolvenți. Însă eu îi încurajez pe tineri, cred că această, să zicem, completare a studiilor sau dezvoltarea calităților profesionale le va putea permite să acceadă pe piața muncii, nu neapărat Valea Jiului, nu neapărat România, ci la modul general. Admiterea va avea loc pe baza unui concurs de dosare care constă în media obținută la examenul de bacalaureat și mediile obținute în timpul anilor de liceu. Acestea din urmă vor avea ponderea cea mai mare. Iată ce puteți urmări după o scurtă pauză. În această toamnă începe programul A doua șansă. În județul Hunedoara există 8 unități de învățământ în care doritorii pot urma cursurile. Toamna se numără câștigătorii de ciclism. La finalul lunii septembrie, bicicliștii își dau întâlnire în municipiul Petroșani pentru o cursă pe două roți. Casa de Amanet Petroșani SRL este deschisă non-stop doar pentru tine. Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? Vino la noi și ai să găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petroșani oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Casa de Amanet Petroșani SRL, soluția ta financiară. Școala sanitară post-liceală Carol Davila Petroșani prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2013-2014 în domeniul sănătate și asistență pedagogică.
Durata studiilor este de 3 ani. Oferta educațională cuprinde 4 clase de asistent medical generalist și o clasă de asistent medical de farmacie. Pentru cei ce vor să se înscrie, ne găsiți în Petroșani pe strada Avramian cu numărul 4, la telefon 0254544176 sau la e-mail sanitar2005@yahoo.com. Școala noastră sanitară îți oferă un viitor mai bun. Hotel Rusu angajează bucătari, ajutori bucătari, ospătari și cameriste. CV-urile se trimit la info@hotelrusu.ro sau la fax 0354108510. Mai multe informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon 0742087221 sau 0742087222. Schimb valutar fără concurență. Jiul Exchange SRL te întâmpină cu cele mai atractive cotații de schimb valutar din orașul Petrila. De acum poți primi sume de bani de la rude sau prieteni într-un mod sigur și rapid prin Western Union. Ne găsești în apropierea poștei din localitate de luni până vineri între orele 9 și 18 și sâmbăta între 9 și 13. Jiul Exchange SRL, garanția unei tranzacții de succes. Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila și-a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Casa de Ajutor Reciproc Petrila a Pensionarilor, mereu aproape de tine! Noua Casă de Cultură a Sindicatelor Petroșani, Școala Sanitară Post-Liceală Petroșani. Oferta educațională cuprinde asistent medical generalist 2 clase, asistent medical de farmacie 2 clase, instruire teoretică și practică în condițiile impuse de curriculum școlar. Înscrierile se fac zilnic între orele 8 și 16 la secretariatul școlii situat în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Petroșani, strada 1 decembrie 1918, numărul 100, vis-a-vis de primărie. Cea mai mică taxă de școlarizare, 1600 de lei, plătibilă în rate. Pentru informații suplimentare ne găsiți la numerele de telefon 0722 448 428, 0763 349 621 sau 0354 100 707. Muncești necalificat în străinătate și după un an de muncă tot ce îți dorești e un concediu acasă? Îmbină plăcutul cu utilul! Vino la Eurojobs, demonstrează că știi meserie, iar noi te calificăm! Relaxează-te și califică-te! Acum îți poți certifica competențele în doar 3 zile! Pentru detalii ne găsiți la sediul Eurojobs din Petroșani, strada 22 decembrie, numărul 1, la numărul de telefon 0354 100 019 sau 0731 301 162. Vii stresat, pleci relaxat și calificat. Renunță la munca necalificată!
Continuăm buletinul de știri InfoCapital. Șansă pentru cei care nu și-au finalizat studiile. Persoanele adulte care nu au reușit să termine studiile primare sau gimnaziale beneficiază și în acest an școlar de programul A doua șansă. Programul A doua șansă asigură persoanelor adulte care au abandonat școala să se reînscrie la cursuri fie în învățământul primar, fie în cel gimnazial pentru a-și finaliza studiile. Astfel, cei care au un plan să se înscrie din nou la școală o pot face până în data de 13 septembrie. Vor fi formate 30 de clase care vor cuprinde un număr de 461 de locuri. Având în vedere că după 2 ani se promovează învățământul primar, respectiv după 3 ani și jumătate se încheie ciclul învățământului secundar inferior, acești candidați putând să meargă mai departe la învățământul secundar superior în cadrul învățământului de la școală. Cursurile încep în data de 1 octombrie, iar acestea au loc fie după amiaza, fie sâmbăta, sau chiar în vacanțele școlare. Totodată, un beneficiu major pe care îl au aceste cursuri este că, la finalizarea acestora, cursanții beneficiază de un certificat de absolvire. Școlile care oferă programul A doua șansă sunt Liceul Tehnologic Ovid Densușianu Călan, Colegiul Ion Mincu din Deva, Liceul Tehnologic Hunedoara, Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu și Școala Gimnazială Vețel. În Valea Jiului sunt 3 unități care oferă acest program: Liceul Teoretic Lupeni, Școala Gimnazială numărul 1, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan și Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani. Petroșanul lansează tuturor propria provocare ciclistă. Petroșan Bike Challenge 2013 se află la prima ediție. În această toamnă, toți iubitorii acestui sport au ocazia să se înscrie într-o competiție plină de adrenalină și surprize. Cursa va avea loc în data de 29 septembrie și începând cu ora 11:30, toți cei înscriși vor pleca din fața primăriei municipiului Petroșani. Startul va fi deschis timp de 15 minute după ora oficială de start. Cei care au pierdut startul și vor pleca în cursă în aceste 15 minute vor fi cronometrați în acord cu ora oficială de start. Participanții care vor lua startul după acest timp nu vor fi clasați. Prin această competiție se dorește atât promovarea sportului, cât și a zonei turistice a Văii Jiului. Valea Jiului consider că nu este cu nimic mai prejos decât oricare locație din țară. Ne aflăm între 4 masive muntoase foarte frumoase: Parâng, Retezat, Șurianu, Straja, ceea ce este un lucru minunat. Și al doilea motiv este pentru că eu sunt ciclist montan, am participat la foarte, foarte multe competiții, iubesc sportul cu pedale și vreau să promovez și sportul, mișcarea, bicicleta în Valea Jiului. Traseul are o lungime de 28 de kilometri și este unul destul de dificil, și asta deoarece concurenții vor parcurge zona Brădet, după care vor urca până în stațiunea montană Parâng la Vila Montană cu același nume. La coborâre, aceștia vor străbate pârtia B și se vor opri în fața primăriei municipiului Petroșani. Pe traseu sunt amplasate puncte de control prin care participanții trebuie să treacă. La masculin sunt 4 categorii de vârstă: sub 18 ani, unde este necesar acordul scris al părintelui, între 18 și 34 de ani, între 35 și 44 de ani și peste 45 de ani. La feminin sunt 2 categorii: sub 35 de ani și peste 35 de ani. Înscrierile se pot face pe site-ul oficial al concursului petroșan-bike-challenge.digitalwebcare.ro până în data de 25 septembrie, plătind astfel suma de 50 de lei sau la fața locului pentru suma de 70 de lei. Se vor acorda premii în bani și obiecte primilor 3 clasați la toate categoriile de vârstă. Câștigătorul absolut al cursei va primi un bonus în bani. O surpriză a competiției va fi faptul că toți cei care se înscriu online până la data limită, în condițiile regulamentului, vor intra într-o tragere la sorți. Câștigătorii vor avea parte de un survol al Petroșanului și o parte din traseul de ciclism cu motoparapanta alături de Toma Coconea. Deputatul de Valea Jiului, Monica Iacobriți, a depus în cursul acestei zile la Camera Deputaților o interpelare prin care îi solicită ministrului Energiei, Constantin Niță, să urgenteze punerea în aplicare a programului de investiții în sectoarele minier și energetic din județul Hunedoara.
Potrivit deputatului, Complexul Energetic Hunedoara, care, deși s-a constituit după îndelungi formalități, stă la baza relansării industriei termoenergetice din România și reprezintă o bază solidă pentru activitatea economică și socială din Valea Jiului. Numai dacă, înainte de a solicita noi entități economice, care constituie cel mai important agent economic în regiune, să funcționeze independent pe piața națională și europeană de energie, îi sunt asigurate resursele necesare pentru a face față unei astfel de provocări. Monica Iacobriții consideră totodată că statul român are obligația de a asigura resursele financiare, programul de măsuri și legislația aferentă relansării Complexului Energetic Hunedoara pe piața națională de energie. Conducerea Complexului Energetic Hunedoara susținea că în această perioadă se lucrează la caietul de sarcini pentru a scoate investițiile din minerit la licitație. Totodată, directorul ceh Daniel Andronache spunea că retehnologizarea minelor ar putea începe în primăvară. Vești bune pentru elevii hunedoreni din învățământul de stat obligatoriu. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a primit din partea Ministerului Educației Naționale bani pentru retipărirea și achiziționarea manualelor școlare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au făcut demersurile necesare pentru ca manualele să ajungă la elevi într-o stare foarte bună. Suma pe care a alocat-o ministerul a fost suficientă pentru a retipări sau a cumpăra suporturile de studiu conform necesarului întocmit de fiecare unitate școlară. Prin ordin de ministru, județul Hunedoara a primit o sumă de 410.000 de RON, prin care a asigurat retipărirea manualelor școlare, astfel încât în momentul de față s-au făcut achizițiile la aceste retipăriri și toate manualele se află în unitățile școlare. Este vorba de un anumit procent, care în fiecare an se retipărește pentru manualele care deja s-au uzat. Elevii din învățământul obligatoriu vor beneficia de manuale gratuite, adică cei din clasele 1-10. Viabilitatea manualelor tipărite este de 4 ani școlari. Conform legii, Ministerul Educației trebuie să asigure materiale didactice corecte din punct de vedere științific și de calitate, în conformitate cu planurile de învățământ și cu programele școlare în vigoare, pentru fiecare disciplină și pentru fiecare an de studiu. În continuare urmăriți rubrica Sport, urmată de prețurile carburanților în Valea Jiului. Bine v-am găsit la buletinul de sport de la finalul acestei săptămâni. Atacantul portughez al formației Real Madrid, Cristiano Ronaldo, este foarte supărat pentru că oficialii grupării madrilene au decis să-l transfere pe germanul Mesut Ozil la Arsenal Londra. Plecarea lui Ozil este o veste foarte proastă pentru mine, era jucătorul ce-mi cunoștea cel mai bine mișcările. Sunt foarte supărat pentru plecarea lui Ozil, el era cel mai bun număr 10 pe care îl putea avea Real Madrid, le-a spus Ronaldo coechiperilor săi din Naționala Portugaliei. CSD Avantaje și Pera BMW, ocupantele primelor 3 locuri în ediția precedentă a Superligii, Real Sport Deva se anunță a fi principalele favorite în noul sezon a campionatului de mini-fotbal Real Sport, care va începe la finalul acestei săptămâni. La fiecare final de săptămână, Info Capital vă arată prețul carburanților la stațiile de profil din zona noastră. Astfel, benzina Euro 95 poate fi achiziționată cu prețuri între 5 lei și 91 de bani pe litru de la stația Baril Lupeni și 6 lei și 2 bani pe litru de la stația Rompetrol, în timp ce prețul motorinei variază între 6 lei și 1 bani pe litru la stația Baril Lupeni și 6 lei și 16 bani pe litru la stația Rompetrol. Iată acum informații despre cursul valutar. Banca Națională a României a anunțat pentru luni 9 septembrie un curs al euro de 4,47 de bani, al dolarului american de 3,41 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,31 de bani. Cum stăm în privința fenomenelor meteorologice, ne spune Andreea Buga. Bine v-am regăsit! Astăzi am avut parte de vreme frumoasă în Valea Jiului, dar răcoroasă. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Maxima din Valea Jiului va fi de 21 de grade Celsius, minimale 19, probabilitatea precipitațiilor de 0%, iar vântul va sufla cu 5 km pe oră dinspre sud. În următoarele două zile, vremea se va menține frumoasă, cu temperaturi acceptabile pentru această perioadă. Maxima de duminică din Valea Jiului va fi de 22 de grade Celsius, minima de 14, iar probabilitatea precipitațiilor va fi de 0%. În prima zi a
săptămânii viitoare, mercurul va atinge o maximă de 21 de grade Celsius, o minimă de 15, iar probabilitatea precipitațiilor se va menține aceeași de 0%. Pe litoral, turiștii se pot bucura de un weekend călduros cu cer variabil și o temperatură apei mării cuprinsă între 22 și 24 de grade Celsius. Maxima de mâine de pe litoral va fi de 25 de grade, minima de 21, iar probabilitatea precipitațiilor de 0%. Duminică, mercurul scade la 24 de grade Celsius, minima scade și ea la 19, iar probabilitatea precipitațiilor se menține aceeași de 0%. Acestea au fost informațiile despre vreme. Un weekend cât mai plăcut. La revedere! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri InfoCapital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate prezentate în cadrul buletinelor de știri InfoCapital. Vă invit să urmăriți în continuare programele Capital TV, pentru că merită!